Meciul România-Muntenegru din 4 septembrie se va juca pe Cluj Arena, așa cum era programat inițial, și nu pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Gruia, cum s-a speculat în ultima perioadă. Totodată, Federația Română de Fotbal a reluat astăzi vânzarea biletelor. Primul meci dintre România și Muntenegru din preliminariile mondialului din 2018 se va disputa pe stadionul Cluj Arena, așa cum era programat inițial. După speculațiile din ultima perioadă, potrivit cărora meciul ar urma să se joace pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Gruia și nu pe Cluj Arena după ce gazonul s-a deteriorat, Federația Română de Fotbal a anunțat printr-un comunicat că, în urma inspecției UEFA cu privire la situația gazonului de pe Cluj Arena, s-a stabilit ca meciul să se dispute acolo. Federația Română de Fotbal își respectă angajamentul luat față de suporterii clujeni și ardeleni prin decizia de a organiza la Cluj-Napoca partida România-Muntenegru din preliminariile campionatului mondial 2018. Din această dorință, în urma inspecției UEFA cu privire la situația gazonului de pe Cluj Arena, FRF a solicitat și o analiză comparativă de specialitate din partea Forului Continental, care să cuprindă și situația stadionului Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Concluziile acestei analize comparative evidențiază avantaje și dezavantaje pentru fiecare din stadioane în perspectiva meciului din 4 septembrie, astfel că am decis ca partida de debut a tricolorilor în aceste preliminarii să fie găzduită la Cluj Arena, declară FRF pe pagina de web. Totodată, Federația Română de Fotbal a reluat vânzarea biletelor pentru meciul din 4 septembrie.